Un ingredient mai puțin cunoscut în bucătăria tradițională românească are potențialul de a sprijini procesul de regenerare a creierului atunci când este consumat dimineața pe stomacul gol turmericul este inclus printre condimentele de înaltă valoare în gastronomie și remedii naturale, fiind recunoscut pentru proprietățile sale benefice în tratarea diverselor afecțiuni. Acest condiment oferă o serie de beneficii pentru sănătate. Turmericul a fost folosit încă din cele mai îndepărtate timpuri pentru a ameliora durerile, pentru a trata probleme digestive și pentru a combate afecțiuni respiratorii. Turmericul prezintă numeroase avantaje pentru organism datorită proprietăților sale antiinflamatoare, anti tumorale și antioxidante. Pe lângă acestea, turmericul contribuie la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi, reducând astfel riscul afecțiunilor cardiovasculare și sprijină procesul natural de regenerare a creierului. Acest condiment are proprietăți de a îmbunătăți memoria și de a sprijini procesul natural de regenerare a creierului. Conform unui studiu publicat, consumul regulat de turmeric contribuie la menținerea sănătății creierului și la susținerea capacității acestuia de a se regenera in un comportament găsit în turmernic poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării celulelor nervoase considerate partea echipei de reparare a creierului. Echipa de cercetători a investigat efectele unui compus din turmernic numit turmeron. Acest compus a fost injectat șoarecilor, iar ulterior creierul acestor a fost supus scanării pentru a observa efectele. În rezultatele studiului, o echipă de cercetători a constatat că anumite regiuni ale creierului, cunoscute pentru implicarea lor în creșterea celulelor nervoase, au prezentat o activitate semnificativ crescută după administrarea turmeronului. Aceasta a condus la concluzia că acest compus ar putea stimula diviziunea celulelor creierului. Într-o altă parte a studiului, cercetătorii au introdus celule stem neurale în diferite concentrații de extract de turmeron, deoarece aceste celule au potențialul de a se transforma în diverse tipuri de celule cerebrale. Specialiștii consideră că acestea joacă un rol important în procesul de reparare a creierului după traume sau alte boli, relatează știrile ProTV.RO.